Anul acesta, 8600 dintre cei mai buni alergători montani din întreaga lume vor lua startul într-una dintre cele 7 probe propuse de organizatorii UTMB. Proba regina întregului eveniment este cea prin care alergătorii înconjoară întregul masiv Mont Blanc, parcurgând un traseu lung de 171 de kilometri cu 10300 de metri diferență de nivel. În acest parcurs, concurenții traversează 3 țări, Franța, Italia și Elveția. Pentru un turist normal, acest traseu poate fi parcurs în 6-7 zile, însă competitorii de la UTMB îl aleargă într-un interval cuprins între 20 și 46 de ore. 12 alergători montani din România vor lua startul UTMB pe 31 august, în proba de 171 de kilometri. Fiecare are propriul motiv de a concura, iar în unele cazuri, sportivii aleg să susțină și anumite cauze sociale. Claudiu Belețoiu este un astfel de alergător, dorința sa de participare la UTMB fiind una veche, încă din 2014, când a început să concureze la cursele de trail. La această ediție a ultramaratonului din Mont Blanc, Claudiu a ales să susțină Hospice, Casa Speranței și noul centru sociomedical dedicat copiilor de la Adunații Copăceni, care va funcționa pe spațiul domeniului donat fundației de către familia Florescu în anul 2012. Experiența negativă pe care a avut-o cu ospitalizare în primii ani de viață l-a determinat să sprijine un proiect care va face ca realitatea unei internări să arate diferit pentru copiii care vor beneficia de servicii gratuite de îngrijire paliativă acordate de hospice. Când aveam 7 ani, am suferit un accident și doctorii au pus diagnosticul de amputare a brațului meu drept. După mai multe operații, am avut șansa de a rămâne întreg, dar cu cicatrici. Ani de zile am ascuns semnele operațiilor, până când am învățat să le port ca parte din mine. Alergarea m-a făcut recunoscător pentru tot ce am trăit. Mi-a dat putere să mă accept așa cum sunt și m-a făcut să vreau să descoper lumea și pe mine, prin mișcare. Tocmai de aceea, Claudiu Belețoiu a ales ca prin mișcare să își ajute semenii sub deviza Sunt în formă. Este consultant în vânzări în capitală, iar timpul liber și-l dedică celor mai puțin norocoși care au nevoie de sprijin. Alături de iubita sa, Eliza Nițescu, de origine târgoviștancă, în calitate de voluntari, luptă pentru deschiderea Centrului Sociomedical pentru Copii Hospice de la Adunații Copăceni. Aici este nevoie de echipament medical, de mobilier pentru birouri, de materiale pentru renovarea clădirilor și așa mai departe. Pe fiecare ne mișcă ceva. Suntem gândurile, credințele și acțiunile noastre exersate în mod repetat. Tu ce exersezi zi de zi? În București și împrejurimile capitalei trăiesc peste 5.000 de copii care suferă de boli cu pronostic de viață limitat. Peste 8.000 de părinți sunt implicați în îngrijirea acestor copii bolnavi, dar nu beneficiază de o susținere adecvată, medicală, socială sau psihologică. De asemenea, peste 10.000 de copii care se confruntă cu decesul unui membru al familiei au nevoie de suport. Hospice Casa Speranței este un centru dedicat acestor categorii de suflete. Hospice are nevoie în continuare de susținerea tuturor donatorilor, cauză în care și Claudiu a considerat să se implice, dedicându-i toate antrenamentele de pregătire și participarea sa din acest an la UTMB. Am ajuns pe vârful Negoiu. Ce fac astăzi pe aici? Mai puțin de ora 10, antrenamente pentru UTMB. Se apropie 170 de km cu 10.000 diferență de nivel. Astăzi vârful Negoiu, vârful Moldoveanu, 40 ceva de kilometri cu 4.000 diferență de nivel, un antrenament bun. Haideți să îl susținem pe Claudiu și să contribuim la realizarea centrului hospice Casa Speranței de la Adunații Copăceni. Haideți să le dăm o șansă la viață mai ușoară celor chinuiți de soartă. Cei care doresc să afle mai multe detalii despre centrul de la Adunații Copăceni pot consulta site-ul dedicat www.copaceni.hospice.ro.